cuvântul ăsta rămâne: pocăiți-vă! Pocăiți-vă cu copii, cu părinți, cu tot ce sunteți! Lăsați lumea cu ale ei lucruri și alipiți-vă de Hristos ca să vi se umple inima de har, de bucurie, de pace, să aveți propășire. Nu vedeți unde ați ajuns? Mâncați cu lacrimi? Nu vedeți unde ați ajuns? Că nu vă puteți înțelege cu copiii, cu nepoții, cu strănepoții? Nu vedeți unde ați ajuns? La pocăință! Că dacă nu, venirea Domnului nu stă după tine.